Jafca în filme, într-un magazin din Cluj, un fost deținut a dat buzna peste o vânzătoare și a atacat-o cu o rangă, a spart vitrinele, a dărâmat teșgheaua și a amenințat-o pe femeie cu moartea, apoi a furat 500 de lei și a fugit. Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Un atac sălbatic în numele banilor. Pentru câteva sute de lei, bărbatul pare dispus să ucidă. Câteva minute înainte, nimic nu prevestea atacul. O femeie își face cumpărăturile într-un magazin de cartier. Nu observă când, în spatele ei, un individ înarmat cu o rangă deschide încet ușa și se strecoară înăuntru. Pe neașteptate, bărbatul lovește cu putere o vitrină. Cele două femei încremenesc de spaimă. Cu bara de metal în mână, agresorul îi cere clientei să iasă din magazin. Rămâne singur cu vânzătoarea, care încearcă să-l liniștească. Și mai furios, bărbatul dărâmă cântarul, lovește un raft, răvășește teșgheaua. Îngrozită, vânzătoarea deschide casa de marcat și îi aruncă mai multe bancnote. Agresorul le ia și dispare. 500 de lei. Aceasta este suma pentru care vânzătoarea acestui magazin a fost cât pe ce să ajungă pe un pat de spital sau, mai rău, să-și piardă viața. Doar norocul a făcut ca ea să scape vie și nevătămată. După atac, vânzătoarea a ieșit în stradă să ceară ajutor. A sunat la poliție și a aflat că a stat față în față cu un fost pușcăriaș extrem de violent, eliberat recent din închisoare. Dar unde ne trezim? Unde ne trezim? Ne frică pur și simplu să ieșim din casă. Poate vine oricine să-ți dea în cap. La 2 ore de la Jaf, bărbatul s-a predat la poliție și a fost reținut. Are 28 de ani și stătea pe străzi. De acum va sta din nou după gratii pentru tâlhărie și distrugere.